Eu am crezut de anul trecut sau de acum 2 ani de zile că noi trebuie să fim o echipă de play-off. Adică echipa care știe să fie echipă de play-off, care se comportă cu o echipă de play-off și care este respectată cu o echipă de play-off. Am reușit anul trecut și am început campionatul ăsta cu această senzație. Și toți veneau, bro, Botoșani e foarte mare, am cei de la Clinceni și au zis, domnule, noi aici dacă facem un egal suntem extraordinari, știți? Cred că ne-am dat un pic în cap. Cred că n-am învățat lecția asta a stabilității, a mentalului, că nu întâmplător stai acolo, că nu stai acolo doar de faptul că am FC Botoșani și a avut un meci pe europene. E o muncă nebună. Numai că ea, aceste lucruri vin pe o construcție care are defectul la mine. Construcția mea este cu fotbaliști care stau maxim un an în activitate, care au produs un an. Mi-e foarte greu să iau pe 3 ani de zile. Pentru că eu aduc fotbaliști în afară, îi repornesc în 4-5 luni, 4 luni produc, după aceea să-i vând, că devin liber. Bun. O spun, bă, de ce nu faci altceva, domnul Iftime? Mă mai iau pe stradă, mă mai trăsnește câte unul, adică cu ce-o întrebare. Și eu, vândut, iar fotbaliște. Numai că eu spun așa, n-am găsit cheia în care să iau 3 ani de zile. Nimeni nu vine fotbalist de afară care are o anumită prestanță, o anumită conștiență, conștientizare că echipa, că el e o valoare, inclusiv o fost Ascovski, Dugangici, toți, Cheita, toți. Ei vin la mine ca o rampă de lansare. La mine sunt pe aeroport, pe aerodrom, pe pistă, știți? Vrum, și pleacă. Nu pot face altfel. Și aici e o chestiune de bani. Pentru că eu totdeauna am spus, domnule, dacă există ceva important, este bugetul. Când vom fi echilibrați ca buget, lucrurile funcționează. Pentru că și bugetul vine din fotbal, vine din buzunarul de fotbaliști. Și ele se închid în cercul ăsta. Iar eu, acum nu știu cum să fac ca un fotbalist să producă mai mult la mine, adică să-l aduc, să stea 3 ani la mine. Anul 3 încerc să mă gândesc la un totuși totul alt contract, adică mult mai mare ca el să semneze pe 3 ani și să rămân la mine, dar nu ar dacă vreau eu, nu dacă vrea el. Există și fotbaliști pe care poți să ai rateu și atunci devii, după 3 ani de zile, începi să transpiri că îl ții până pe bancă, îi plătești 5, 6, 7 mii de euro și nu funcționează. Aici n-am decriptat cheia asta. Și de asta anul s-a întâmplat ce? Am jucat pe europene, au venit transferurile, fugeau toți. Dugangici, Ofosu, Keita, toți au venit la mine aici, Portaro, nu știu care, Marcel Hosma, toți. Domnul președinte, vă rog frumos. Pentru că eu am o discuție fair cu ei. Jucați bine, jucați pentru club, jucați pentru voi și plecați. Oricând. Dom'le, dacă sunteți ok, pentru, și asta o spun la impresarilor, nu întâmplător, de exemplu, acum vine un jucător din Siria, asta e principiul lui. Asta, vreau în Europa. Am găsit o rampă de lansare la Botoșani. Un aerodrom extraordinar. Mă duc acolo, joc un an de zile și plec în Europa. Mă vede Europa. Formidabil. Și faptul că am jucat pe europene, important pentru ei. Ei nu știu că acum eu sunt pe locul 12, știți? Au de ce noi pe locul 6. Și el a venit acolo pentru faptul că a spus, domnule, acolo patronul are altă, nu mă ține cu 7 ani. Îmi dă un contract de 2 ani de zile și îmi dă drumul chiar în perioada asta. Și trebuie să mă țin pentru că altfel îmi ratez brandul. Brandul meu este acum că cine vine, joacă, pleacă. Dacă eu încerc să-i mai fentez la contracte, o spun, a, nu e așa. De-aia a plecat la mine, de exemplu, ăsta, Fabrini. De-aia a plecat Ogenda. Pentru că așa las că dau drumul. Vă dau drumul când... E adevărat că n-aș vrea să mă cer cu nimeni care pleacă de la mine, pentru că nu-i felul meu de a mă pădea. Și vreau ca oamenii să înțeleagă cu adevărat. Vin la Botoșani, mă relansez și plec mai departe. Experiența lor dând valoare echipei, experiența lor dând valoare unor tineri care pot să crezi echipa și să o țin. La ora actuală, rețeta mea este clară. Jucători buni de afară, care au o problemă de acomodare, de ceva. Toți au câte o boală, știți? Eu sunt foarte clar cu ei. Spun câți bani pot să le dau și le explic că veniți ca în armată. Înainte de 89, voi nu știți, era armata obligatorie și aveai un an 4 luni, sau dacă aia spune cum am fost eu, aveai 9 luni de zile. Era o perioadă de carceră. Ești în urmat, ești îmbrăcat, în unitate. Și plecai cu Enac, băi, 9 luni, sunt acolo, sau 1 an 4 luni. Băi, sunteți în armată aici. Veniți la mine, dar de aici sunt niște bărbați. Și mulți se pot relansa. Și ideea lui Dugan este salutară, cum a fost înainte ăla, copilul care a plecat prin Japonia. A fost la mine Martinus, da, a mai fost înaintea lui un argentinian, a mai fost ăsta, da, Cabrera. Adică toată lumea știe asta, să știți. S-a creat reverberația asta la urechile multora, că bă, la Botoșani, ok, îmi dă drumul. Nu mă ține el acolo, îmi dă bani puțin, dar îmi dă bani la așa cu o întrezire de o lună, două, totul se plătește și un tip de respect. Le-am spus, vă respect, asta e secundul, respect scris pe mâna lor. Știți, respect, eu vă respect pe voi.
respectați-mă nu pe mine ca persoană, respectați atitudinea mea și echipa asta. Echipa vă lansează pe voi, vă lansează pe voi și există o chestie foarte interesantă și ei știu ierarhia priorităților mele. Adică eu știu, băi, acum trebuie să plece cu tare. L-așteptăm pe ăsta, nu vorbim toți. Când plecăm toți odată, că dacă plecăm toți odată, e nasol. De asta și eu fac contacte cu unul, încerc să vă duc. Nu mă dată să ajung la 6 luni de zile când îmi pleacă 5. Când mă lasă în fundul gol. Și atunci eu încerc să mă gândesc, băi, anul ăsta ce-mi pleacă ăsta? Ok, când pleacă ăsta altul? Încerc să mai negociez cu el, să mai stea, să-i duc mai repede, sau duc altul, în așa fel încât să am continuu o formulă de echipă.